Nu toți avem același destin. Fiecare își croiește drumul în viață. Indiferent de calea pe care o alegem, învățăm din greșeli și le corectăm. Vasile Bolohan este un astfel de exemplu. A crescut într-o familie dezorganizată, a ajuns pe străzi și în lupta sa pentru supraviețuire a fost nevoit să înșele și să fure pentru a-și asigura hrana de pe o zi pe alta. Și-a plătit fiecare greșeală timp de 3 ani și jumătate în închisoare. Acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles că viața lui se poate schimba, că poate fi util societății. Astăzi oferă suport și consiliere copiilor din centrele de plasament pentru ca nimeni să nu mai treacă prin ce a trecut el. Atenție! Următorul material poate conține imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cum ar fi dacă am putea da timpul înapoi? Să putem schimba trecutul, să-l putem repara? Să ne întâlnim cu persoana care eram odată și să-i spunem totul va fi bine? Din păcate, timpul merge înainte și nu putem șterge cu buretele greșelile sau să schimbăm ceva. Putem doar să acceptăm și să nu repetăm păcatele săvârșite. Să devenim mai buni. Vasile Bolohan a avut neșansa de a se naște într-o familie dezorganizată din Suceava, cu un tată abuziv și o mamă depășită de situație. Când aveam, cred, 7 sau 8, ne jucam în fața blocului, atunci așa era, și acum poate, nu mai știu. Și am intrat în casă, țin minte, și exact când am intrat, am văzut o scenă care mi-a rămas acum în cap. Pe primul scaun era mama și pe celălalt fotoliu era tata. Mama putea vorbi, era plină de sânge, mi-a zis să merg repede la vecina să o anunț, să cheme salvarea. Am făcut lucrul ăsta și asta i-a dus la tatăl meu condamnare de 6 ani jumate, tentativă de omor. Mama a rămas să ne crească singur pe mine și pe sora mea. Am cunoscut un bărbat care, de fapt, a fost prieten foarte bun cu tata în pușcărie. Acel bărbat a cucerit-o pe mama și a ajuns să fie tatăl meu de-al doilea care a vrut să-mi arate iubirea lui. Cum mi-a arătat iubirea lui? Ani de zile de bătăi crunte am suferit din partea română. Mă chinuia în toate felurile posibile, orice, deci căuta efectiv motiv din orice. Mă punea să aleg fasole, cum erau atunci, punea o pungă de 3 mari așa de fasole pe masă și îmi spunea să aleg fasolele de petricele. Acum am văzut că nu mai este nevoie de asta. Eu asta m-am trăit în copilărie. Să aleg fasolele de petricele și alegeam ca orice copil și venea și verifica grămada unde erau deja alese. Dacă găsea pietricele pe acolo, bătaia mea era filmată. La 13 ani, copil fiind, a avut de luat decizia vieții lui, aceea de a locui în teroare alături de tatăl vitreg sau de a locui pe străzi. Am avut de ales la vârsta aia dacă să merg să stau cu un tată care, tată de-al doilea care te crește, nu te face, sau să trăiesc pe stradă și am ales varianta 2. Am ales varianta 2 și acum la ora asta consider că asta a fost menirea mea, așa a vrut Dumnezeu să facă cu mine. Să le pătimesc ani de zile, să le pătimesc ani de zile și să fiu omul de azi. Să fiu pe banca asta, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. În fiecare zi fac lucrul ăsta. A locuit pe străzi an la rândul și a dormit în locuri insalubre. A îndurat frigul iernii, foamea și lipsa unui loc pe care să-l numească acasă. Am dormit pe străzi, prin boxe uscătoare, prin gări, prin trenuri, prin oriunde găseam un loc ușor să nu bată vântul sau să fie mai cald, de exemplu, iernile. Pe 1 ianuarie, într-un an, când eram tot copil, dormeam în uscătorul unui bloc, era 1 ianuarie, vă dați seama, era o liniște de plin în tot blocul, s-auzea muzică pe la televizor, pe la oameni și un miros fantastic de mâncare, fantastic. Auzeam ce vorbeau oamenii, de multe ori mă mergeam lângă ușă și auzeam cât de bine se simt în casă și cum râdeau și vorbeau și se puneau la masă. Că mirosul la mâncare mă îngrozea ce frumos putea să miroase. Ei, eu atunci țin minte că am mers la un non-stop, era un non-stop de genul unde puteai găsi orice, mai puțin mâncare caldă și mi-am luat 1 kilogram de banane, 1 kilogram de portocale, țigări care le-am lăsat între timp și m-am dus înapoi în uscător și așa am stat până pe 3 ianuarie, doar în uscătorul am stat și am mâncat banane, portocale. Așteptam să iese câte un prieten din copilărie să iese afară și să
să-l conving, să-mi aduc un sandwich, o ceva de mâncare. În lupta sa pentru supraviețuire, Vasile a fost nevoit să fure, să înșele oamenii și totul doar pentru a-și asigura hrana de la o zi la alta. Faptele mele care le făceam pentru a supraviețui erau de la înșelat de diferiți oameni. Cu sume mici de bani, înșelam, am furat, am făcut alba neagră, am nici nu mai știu câte, dar tot ce se putea să poate să-mi aduc un cât de mic venit, că n-am fost vreun hoț de ăsta mare care se fure de să nu să am tot asigurat a doua zi, sub nicio formă. Visul meu era să fur orice în ziua aia, să am ce mânca în ziua aia. Nici nu știam bine cum să controlez banii, încât nu știam să-mi păstrez pe a doua zi. Mult mai târziu am început să realizez că e bine să țin pentru a doua zi ca să pot să-mi cumpăr o sană, îmi fac o pâine, un pan plină cu parizer, care mi-asigura o zi de trai, mai trecea o zi. Am ajuns într-un moment în care, din cauza greșelilor care le făceam, am furat și bineînțeles că am ajuns la pușcărie, condamnat 3 ani jumătate, frumos, pedeapsă pe care am executat-o și în timpul căreia am avut norocul ca un prieten. Mi-a trimis o Biblie la pușcărie, Biblie pe care am citit-o cap-coadă. Am tras învățături de acolo că trebuie să-mi schimbe o viață și nu știu, cred că nu cred că. Foarte sigur Dumnezeu a avut încredere în mine și s-a schimbat viața mea cu adevărat. Închis și fără pic de speranță, singur și fără visuri, Vasile a reușit să-și umple golul din suflet, cunoscându-l pe Dumnezeu. Credința l-a ajutat să înceapă o nouă viață dincolo de gratii. Am citit Biblia cap-coadă, am repetat, au fost foarte mulți psalmi care mi-au rămas în memorie și îi reciteam că îmi plăceau foarte mult, îmi aduceau liniștea sufletească pe care mi-o doream eu. Și pur și simplu, când citeam, ieșeam din pușcărie. Eram ieșit din pușcărie. A început să-mi placă și îmi plăcea enorm de mult. Am avut băieți, de exemplu, în cameră care mă strigau, pocăitul. Pocăitul, nu e nicio problemă. Eu mi-am văzut de drumul meu și Biblia mi-a adus multă liniște în suflet. Pe lângă liniște în suflet, mi-a dat de gândit ce am eu de făcut când ies afară și atunci, într-adevăr, am făcut o promisiune lui Dumnezeu să aibă grijă de mine că vreau să fac ceva bun în viața asta. A înființat o asociație prin intermediul căreia oferă sprijin și consiliere copiilor din mediile defavorizate și din centrele de plasament din România. Consider că menirea mea pe fața pământului este să vorbesc celor oropsiți ca mine. Că sunt foarte mulți. Fiecare zi, inevitabil, toți oamenii care mergem pe stradă vedem oameni în situații cum am fost eu. Da? E un pari a societății. Da? Vreau în continuare să încerc să mă focusez pe copiii din centrele de plasament, să le țin, nu că speech-uri motivaționale, să le spun din experiența mea de viață, cum e de altfel viața, nu cum și-o imaginează ei, că și eu la vârsta lor, 15-16 ani, mă imaginam într-un anumit fel și după aia trebuiască mulți ani ca să-mi dau seama că de fapt nu e așa cum gândeam când eram copil. Își împărtășește propria experiență pentru ca niciunul dintre acești copii să nu mai treacă prin ce a trecut el. În fața geamului unde noi aveam majorii, așa într-un colț acolo era secția minorilor, ca voi, ce v-am spus, de la 14 ani până la 16, cei mai răi copii care v-ați văzut, știi ce făceam? Ei puneau să ne curețe cartofi și să ne facă mâncare. Prima oară îi motivez cu libertatea, să știi să profite de ea, de libertate, că e foarte importantă. Bine, sănătatea e prima, da. Dar libertatea asta care cred ei că le-o dă statul după împlinirea vârstei de 18 ani, eu percep într-un alt mod. Eu vreau să le explic cum arată de altfel. Copiii ăștia sunt obișnuiți ca statul să nu-i atingă cu nimic. Ei știu că sunt foarte ocrotiți și tocmai de asta ei abuză foarte tare de asta. Și am vorbit cu educatori cărora în fiecare zi le sunt arătate semne obscene, le vorbesc foarte trival, nu pot să spun cum, da? Cred că vă închipuiți. Și îi motivez să înțeleagă că nu e bine ce fac. Și am văzut copii care le-a plăcut foarte mult ceea ce le spun și consider că asta vreau să fac în continuare pe viitor. Vreau să merg prin centru de plasament. Dacă îmi va permite timp, aș merge în toată România. Știu că în România sunt peste 50.000 de copii în centrele de plasament, în casele de adopție, peste tot, s-ar fi 50.000.
Nu, n-aș putea să vorbesc cu toți odată, dar dacă timpul va permite, aș vrea să merg în multe locații, prin multe alte orașe, nu doar în Suceava, unde merg acum. Să le vorbesc copiilor și să-i motivez. Dacă un discurs de-al meu, de o jumătate de oră, să spunem, cu 30 de copii, poate să schimbi viața la doi dintre ei și să asculte ca sfaturile mele să nu ia pe o cale greșită și să ajungă prin pușcărie, eu zic că mi-am făcut datoria de om. Pe Vasile l-am cunoscut acum vreo 8 ani, cred, când a organizat o petrecere pe patinoarul de la Suceava cu strângere de fonduri pentru copiii din sistemul de protecție. Este un om care a trecut prin foarte, foarte multe, dar tot ceea ce a trăit l-a făcut să devină mai bun, l-a cizelat, l-a șlefuit, ca să zic așa. A ajutat foarte mulți copii din sistemul de protecție, a vrut să le ofere ceea ce s-a gândit el că nu au parte în fiecare zi, și a organizat excursii pentru ei, i-a dus la restaurant, le-a oferit pizza, deci lucruri care i-a bucurat enorm pe copii, pentru că zilnic primim sesizări cu privire nu numai la abuz asupra copiilor, ci la cazuri de sărăcie, efectiv, ceea ce n-ar trebui să fie în zilele noastre. Vasile Bolohan a adunat în jurul lui o mulțime de oameni la fel cu inimă mare ca și el. Mă sună oricând are un caz și din comunitate mă întreabă, verificăm cazul respectiv. I-am spus că pentru copiii din sistemul de protecție nu se pune problema că nu ar avea ce să mănânce sau să îmbrace, dimpotrivă, ei primesc foarte multe cadouri din jur, au asigurate absolut toate condițiile. Ceea ce le lipsește copiilor noștri este familia. Familia naturală, prietenii apropiați, rudele. Ceea ce noi nu putem să le oferim, din păcate. Și atunci, prin aceste gesturi frumoase din partea cetățenilor, faptul că vin să-i vadă, faptul că îi scot la o înghețată, la o pizza, este un lucru fantastic și pentru asta îi mulțumim și lui Vasile Bolohan. Îi dorim ca Dumnezeu să-i răsplătească inima mare și dedicarea pe care o are, pentru că a sacrificat foarte multe, deci nu și-a făcut averi cum ar veni, ci a muncit ca să poată ajuta la rândul lui. Povestea sa a devenit subiect de carte, astfel s-a lansat volumul Evadarea din Iad, scrisă de Tiberiu Avram. Da, pe Vasile practic îl cunoșteam mai mult din auzite. Noi la Monitor de Suceava am prezentat de-a lungul anilor mai multe dintre actele lui de caritate. S-a întâmplat într-o zi, avem un coleg care a fost o perioadă plecat în Germania. Cât era în Germania, colabora cu un ziar românesc al comunității române de acolo. Și s-a întors pentru câteva zile acasă, voia să fac un reportaj cu Vasile, i-a trimis niște întrebări și l-a rugat să-mi trimită pe e-mailul meu răspunsurile. Spuneam, la vârsta de 21 de ani sau cât era, mi s-a deschis o poartă, poarta albă, 2 ani și 4 luni de închisoare. Acele cuvinte au avut asupra mea un efect foarte puternic, am zis că eu trebuie să scriu o carte despre Vasile. Vasile are un talent fantastic la povestit, e ceva nativ, eu tot am spus că dacă ar fi avut șansa să facă o școală, probabil ar fi ajuns departe. Dar bun, și acum unde a ajuns este de apreciat și de lăudat. În timp a devenit foarte apropiat, acum 3 ani în Anglia, am fost să-l vizitez tocmai pentru a mă documenta și a vedea exact cum stă, cum locuiește, pentru a-i cunoaște familia. Și spuneam că în timp ne-am apropiat foarte mult. El este un om deosebit, este un om sufletist, poate exagerat de sufletist, eu i-am spus asta de mai multe ori, este de apreciat și de lăudat tot ceea ce face. Dar la el apare această problemă, dacă a trăit atâția ani pe străzi, dacă a trăit, n-a avut nimic, tot ce își dorea era să aibă ce mânca a doua zi, să aibă un acoperiș deasupra capului. Și atunci lui se pare că lucrurile acestea sunt suficiente.
Da? Și el, dacă are azi un acoperiș, sau mă rog, are un acoperiș asupra capului și are ce mânca mâine, îi se pare că este absolut suficient. Da? De asta și în carte, dacă o să citiți, sunt niște, au pus niște tensiuni la un moment dat în familie, tocmai pentru că ceea ce considera el suficient pentru el și era suficient, nu era de ajuns pentru cei din jur, absolut evident. Este un om extrem de frumos, este un om extrem de frumos și cartea e scrisă tocmai pentru a arăta că poate fi un model. Vasile poate fi un model prin modul în care a evoluat el de-a lungul vieții. Poți să trăiești în condiții vitrege, poți să ajungi să faci închisoare. Evident că trebuie să ai acel dram de, n-aș spune noroc, să este acea sclipire care să te facă să o iei pe drumul cel bun. Această carte cred că este un, cum spuneam, un exemplu și o dovadă a faptului că dacă ai voință, dacă îți dorești cu orice preț, poți să reușești în viață, evident dacă ai și puțin credință în Dumnezeu, pentru că Vasile s-a schimbat în închisoare tocmai după ce a citit Biblia. Astăzi Vasile locuiește în Anglia, acolo unde muncește pentru a-și câștiga existența. Chiar dacă este departe de casă, este mereu cu gândul și sufletul în România. Am văzut cam toate țările din Europa, aproape, da? Și afirm că cu atât de mult drag vin când ajung acasă, nu mai pot de plătit drag, vedeți-mă, pentru că chiar îmi vezi țara cu adevărat, deși v-am spus, nu mi-a oferit tare multe, dar acolo sunt născut, acolo am crescut, da? Ei, niciun ban de pe fața pământului nu m-ar putea opri în altă țară. Nu mai vreau să mă întorc, pentru că acolo e limba noastră, acolo suntem noi, acolo trebuie să ne ajutăm, să ne sprijinim. Dacă eu am puterea să fac cuiva un bine, păi am să-l fac, am să-l fac. Chiar dacă am să fiu criticat și am să vin acasă să fac lucrul ăsta. Aici mi-e imposibil în Anglia să încerc să fac un bine. Nu poți aici, aici e total diferită viața. Și mi-ar place să mă întorc acasă să fac mult bine la oameni. Dar împreună cu oameni, da? Sunt sigur că o să pot face lucrul ăsta. Nu România e vinovată de traiul greu care l-am avut și de faptul că nu am fost sprijinit când am fost copil și am dormit pe stradă la 14-15 ani, da? Nu România e de vină. Nu România este de vină, ci oamenii. Oamenii care au fost orbi la suferințele unui copil. Oamenii care mai mult judecă decât să ajute. Oameni aflați în funcții cheie care nu văd mai departe de ușa propriului birou. Dar, la fel ca și Vasile, oamenii se pot schimba. Gest cu gest, faptă cu faptă, putem construi o Românie mai bună.